Bună ziua, sunt Virgil și în videoclipul de astăzi vom discuta despre ardei dulce. Ardeiul a ajuns la maturitate, se recoltează, se spală, se taie cojile și se scot semințele, se opăresc în apă fierbinte la 3-4 minute până nu mai pleznesc la îndoire, se lasă să se scurgă bine, se pune înăuntru un mic chem de hârtie curată, se înșiră ardeii întregi pe o sfoară în soare, în bătaia vântului ca să nu mucegăiască. Uscarea se face mai bine în bucătărie la căldura focului. Ardeii grași dulce pentru ghive și ciorbe se taie mărunt, după opărire se întind la soare bine răsfirați, pesite, tărci și obloane și se întorc de 2-3 ori pe zi ca să nu mucegăiască. Ardeii se pot usca și în cuptoare la temperatură de 50-60 de grade timp de 8-12 ore. Păstrarea lor se face ca atare în saci de pânză sau înșirați pe soară, atârnați în cămări uscate. Vă salut și vă doresc o zi cât mai plăcută. Ne vedem data viitoare la un nou videoclip.